Portul de la Giurgiulești a reușit în câteva luni să se transforme dintr-un potențial oasis pentru exporturile Republicii Moldova, într-un calvar pentru autorități și într-un adevărat jar pentru pompierii din sudul țării. Am simțit noi că ceva nu miroasea bine și am decis să investigăm care e cauza atâtor probleme într-un loc strategic pentru Republica Moldova. Pe teritoriul portului Giurgiulești au fost instalate 6 silozuri, la nici 10 metri de cale ferată. Rezervoarele metalice au un volum de 1200 de metri cub fiecare. În ele se depozitează șrot cu granule de floarea soarelui. Surse care au hotărât să rămână în anonimat ne-au informat că instalațiile pun în pericol infrastructura critică de importanță națională și securitatea în zona de frontieră. Mai mult decât atât, nu este clar de ce autoritățile nu au intervenit. Iar sursele noastre susțin că rezervoarele nu ar deține nicio autorizație și că, de fapt, ar fi instalate ilegal. Înainte de a-ți prezenta rezultatele investigației noastre, vrem să știi că poți investi în produsele Agora prin a deveni membru al comunității noastre. Cu cei 48 lei pe lună, ai șansa de a deveni un susținător activ al presei independente. Compania Danube Oil Company a fost creată în 2011 și are adresă juridică la fel ca cel mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din țara noastră, Transoil Group. În 2019, grupul controlat de milionarul și prietenul lui Vlad Plahotniuc, Vaja Shaji, a semnat un contract de arendă pentru o perioadă de 45 de ani cu portul Giurgiulești, prin intermediul companiei Danube Oil Company. Danube Oil Company SRL a fost administrată de către Tatiana Babakova până în octombrie 2022. La scurt timp după primul incendiu, Babakova a părăsit postul. Ea a fost urmată de către Iurie Creascov, care la fel s-a concediat în decembrie anul trecut, atunci când deja erau constatate mai multe probleme la instalația de silozuri. Sursele noastre susțin că în timpul discuțiilor cu autoritățile, compania a fost reprezentată de către Stella Ostrovețchi, care s-a dat drept director financiar. Ostrovețchi deține și funcția de manager general al companiei Floarea Soarelui. Tot ea este și deținătoarea multiple premii Omul Anului, prezentă în topul femeilor de afaceri din Moldova și chiar deținătoarea unui merit civic, înmânat în 2013 de către fostul președinte Nicolae Timofti. În spațiul public se cunoaște despre faptul că Vaja Shaji este un vechi prieten al controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc. În bordul de directori, în calitate de director independent, este și fostul ambasador al Americii în Moldova, Asif Chaudhry. Se știe că atunci când Plahotniuc se afla în Miami, fostul lider democrat locuia chiar în apartamentul lui Vaja Shaji. Milionarul de origine georgiană a figurat de-a lungul timpului în mai multe anchete jurnalistice și scandaluri. Prietenul său, Plahotniuc, chiar i-ar fi asigurat lui și lui Sergei Yaralov o altă identitate. Ce s-a întâmplat totuși la Giurgiulești? Primul incident a fost semnalizat pe 15 septembrie, atunci când două dintre cele 6 silozuri metalice s-au prăbușit. Potrivit surselor noastre, prăbușirea s-a produs din cauza pierderii capacității de rezistență a instalației. Două luni mai târziu, temperatura în silozuri a crescut până la 100 de grade Celsius, iar la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce șrotul era evacuat din silozuri, unul dintre acestea s-a aprins și s-a prăbușit. Pe 16 ianuarie, pompierii au intervenit pentru a lichida un alt incendiu produs în urma prăbușirii unui alt rezervor. Peste 1000 de tone de șrot de Floarea Soarelui erau cuprinse de flăcări. Pe 22 ianuarie, după ce specialiștii au deteriorat elementele de jos ale unui alt siloz, și această construcție s-a prăbușit și a fost cuprinsă de flăcări. Sursele noastre ne-au spus că la început de ianuarie 2023 a avut loc o ședință cu reprezentanți ai mai multor ministere, unde s-a comunicat că rezervoarele prezintă un pericol iminent de autoincendiere în interior, fapt care ar poate duce și la o ulterioară prăbușire. Silozurile au perturbat circulația mărfurilor pe căile ferate, terestre și navale din zonă, iar incendiile pot duce la pericole pentru terminalul de produse petroliere aflat în apropiere. Terminalul cu ulei și mai multe depozite cu semințe de Floarea Soarelui, dar și o clădire în care se prelucrează uleiul. Arderea a produs substanțe nocive pentru aer, sol, ape subterane, dar și apele din râurile Prut și chiar Dunăre. Agenția de Mediu a anunțat că nivelul de poluare al aerului în zonă este ridicat din cauza conținutului de fenol, de aproape 3 ori depășind normele. Compania ucraineană KMZ Industries a fost cea care a construit silozurile.
Cele 6 instalații de 32 de metri înălțime ar fi fost asamblate la începutul anului trecut. Problema e că nu ar fi destinate pentru furaje care fermentează, rezervoarele fiind potrivite doar pentru păstrarea cerealelor. Din cauza că a fost admisă o astfel de încălcare, șrotul depozitat în silozuri s-a coxat, ducând ulterior la prăbușirea construcției. Întreaga instalație nu a fost dată în exploatare, nu există niciun aviz sau document. Silozurile se află la doar 6 metri de calea ferată și, în mod normal, ar fi trebuit să dețină și un aviz de la Calea Ferată a Moldovei. Oleg Tofilat, șeful Căii Ferate, ne-a spus că CFM nu a suferit vreo daună materială directă și că e vorba doar de incomodități create personalului care lucrează în acea regiune. Tofilat a refuzat să răspundă direct dacă CFM a emis sau nu un aviz prin care permitea construcția silozurilor în proximitatea Căii Ferate. Noi am dat un răspuns oficial către guvern pe această temă. Din ce avem la noi, nu a fost solicitat avizul nostru pentru că se află pe alt teritoriu portului internațional liber. Dar nici noi în asta temă că nu a fost solicitat avizul CFM. Asta s-a întâmplat ceva timp în urmă, dar chiar dacă era să fie avizul și s-a prins, ce schimbă? Ca să încercăm acum să împlăm cine a avizat din factori implicați, din acele mine sau din alt parte, cine nu a avizat, asta e un lucru absolut inutil la situația de azi. Sursele ne-au informat că de la începutul înregistrării incidentelor a fost sistată circulația mai multor trenuri marfare care transportau combustibil. Tofilat a refuzat însă să confirme informația, subliniind că aceste decizii s-au luat la fața locului de către șeful stației. Pe de altă parte, șeful CFM a ținut să precizeze că dacă se închide circulația trenurilor în zonă, acest fapt generează o problemă pentru întreaga țară. Imaginați-vă că trenul a rămas probabil fără de jumătate din combustibil, care încă s-ar suferi foarte mult agenți economici, nu numai din lipsă de combustibil, dar sunt multe operații de import, de export. În caz că le interzicem, probabil Calea Ferată rămâne fără de vreo 30% din veniturile sale și țara rămâne probabil fără de la 30-50% din combustibilul care vin ca să provenieze benzinăriei. Surse anonime susțin că inginerul tehnic al Danube Oil Company a admis că întreaga instalație a fost construită cu încălcări și nu este dată în exploatare și nici nu este destinată pentru depozitarea șrotului. Încă după primele incidente, Danube Oil Company s-a angajat că va demonta și descărca silozurile. Între timp însă, conducerea companiei a demisionat. Procesul de demontare a demarat fiind scoasă toată izolarea exterioară. Potrivit surselor noastre, în timpul demontării, unul dintre muncitori s-ar fi accidentat grav. Danube Oil Company SRL ar fi mințit că unul dintre silozuri era gol. În timpul lucrărilor de demontare, însă, s-a depistat că era plin cu șrot și a luat foc. Cei care ar fi trebuit să monitorizeze aceste procese sunt responsabilii de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică. AST are rolul de a efectua controle la fața locului și să examineze documentația de proiect, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, atunci când s-a decis că Danube Oil Company va prăbuși controlat silozurile, trebuia prezentat un alt proiect ce urma să fie aprobat de AST. Acest proiect trebuia să includă un calcul al riscurilor, un plan de securitate, dar și forțe și mijloace implicate. Am încercat să obținem o reacție de la conducerea AST. Directorul instituției Ion Moraru și directorul adjunct interimar Afanasie Dascalescu nu ne-au răspuns la telefon, iar Mihail Zaporojan, un alt director adjunct interimar, a refuzat să discute cu noi și ne-a sugerat să apelăm la serviciul de presă. Dar nici ei nu au răspuns la apelurile noastre. Totuși, pe 23 ianuarie, AST a plasat un comunicat în care susține că a făcut un control inopinat și a depistat, desigur, mai multe încălcări. Încălcările depistate de AST sunt următoarele. Lipsește contractul de deservire tehnică a instalațiilor automate de apărare împotriva incendiului. Lipsește registrul de evidență a deservirii tehnice și reparația preventivă planificată a instalațiilor automate. Nu deține avizul pozitiv de expertiză pentru desfășurarea activității la obiectul industrial periculos. Nu este elaborat și aprobat planul acțiunilor de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie. Nu se efectuează instruirea și antrenamentele cu personalul de exploatare conform planului de localizare și lichidare a situațiilor de avarie. AST a aplicat măsuri restrictive de exploatare a obiectului și a cerut ca silozurile să fie demontate timp de 60 de zile lucrătoare. Danube Oil Company nu a notificat autoritățile despre deținerea obiectului industrial, nu a prezentat documentația de proiect pentru înregistrare și nici nu a solicitat
participarea reprezentantului AST la lucrări. Unicul obiect industrial periculos despre care au fost notificate autoritățile este un cazan de combustibil solid. Și Transoil a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Compania anunță că ar fi identificat cauzele incendiilor. Conducerea Transoil, compania mamă a Danube Oil Company SRL, a revizuit, verificat și stabilit că unele dintre abaterele de proiectare, combinate cu o posibilă eroare umană inadvertentă, ar fi putut rezulta într-un lanț de evenimente care au determinat creșterea temperaturii în interiorul silozurilor și declanșarea unui incendiu. Transoil a anunțat că va dezasambla silozurile și că se angajează să coopereze deplin și transparent cu orice instituție subordonată guvernului. Și tot pe aceeași pagină declară că arderea ar fi avut un motiv tehnic, cauzată de o pană de curent. Abia pe 20 ianuarie s-a autosisizat Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne. Procurorii urmează să investigheze respectarea normelor tehnice și de securitate, iar MAI a cerut Comisiei Situații Excepționale să ia măsuri speciale de protejare a infrastructurilor critice și a mediului, pentru a preveni consecințe mai grave. Prim-ministra Natalia Gavrilița a scris pe pagina sa de Facebook că a cerut tuturor ministerelor responsabile să investigheze rapid cauzele incendiilor repetate și să dispună măsurile necesare pentru înlăturarea consecințelor și prevenirea unor asemenea incidente pe viitor. Șefa guvernului a adăugat că toate consecințele pentru oamenii din zonă care au de suferit, dar și pentru mediu, trebuie să fie despăgubite și a dispus verificarea tuturor silozurilor din țară pentru a evita astfel de incidente pe viitor. Dacă ți-a plăcut această investigație, poți investi în produsele Agora prin a deveni membru al comunității noastre. Cu doar 48 de lei pe lună, ai șansa de a deveni un susținător activ al presei independente.